Aici la ta-na-na-na, noi ceilalți ascultați alături de mine în studio, este Ionuț Rite și Adi Buzan. Așa este că atunci când te gândești la zbor, te gândești că oamenii se duc către cer, nu păsările zboară în cer, cât mai sus. Ei bine, iată, ei au făcut un alt de record, s-au gândit să zboare la adâncime și pentru că nu pot și nu știu exact cum să vă explic eu acest termen, i-am invitat pe ei să ne explice treaba aceasta. Ionuț, pentru ce înseamnă chestia asta, să zbor la adâncime? E greu de zis, pentru că n-am repere. A fost o premieră mondială. Ne-am hotărât în mai puțin de 3 minute. 3 minute? Mai puțin de 3 minute. Chiar aflasem de la o anumită persoană, un potențial sponsor, cetățean român, dar multietnic, că omologii noștri de la Budapesta doresc să facă un record într-o salină românească. Am cerut noi sponsorului să ne ajute și s-a răsuflat recordul și a zis, las că vin alții să fac în locul vostru. Na. Și atunci ne-am încordat mușchii. Așa, exact. Am fost cât se poate de pe fază. Am avut tot concursul Societății Naționale a Sării. Și mai departe deci am trezit cu omologare în cartea recordului. S-a întâmplat în 2009. Primul record. Primul record. Da. Am zburat în salina Slănic Prahova, Sala Mihai. Este o salină închisă, deci n-am putut să facem un circuit și practic zborul nostru a fost condiționat de lungimea salinei. Ați zburat cu? Paramotorul, cu parapanta motorizată. Și dacă nu greșesc eu, salina are vreo 33 de metri, parcă. În înălțime? Nu, în lățime, parcă. Nu, am fost în sala închisă publicului, sala în care se țin concursurile de aeromodele, de ultramodele, light model, pentru că în sala de jos în care ne doream noi să zburăm, era neamenajat, așa zis, pentru noi erau multe cabluri, multe obstacole. Și atunci am folosit sala de mai sus. La primul record. La primul record. Și mai că a fost vorba de niște zeci de secunde, nu a fost vorba de un zbor lung, însă a fost primul zbor de adâncime și primul zbor în spațiu închis. Și practic am atins două recorduri.
și urmează omologarea în cartea recordurilor, o carte a recordurilor din Statele Unite ale Americii, după care se întâmplă un record deosebit. Zboară Felix Baumgartner, sare cu parașută de la aproape 40.000 de metri, stabilește recordul de înălțime. Noi ne repunem ambiția și am spus, dacă Felix poate să urce la 40.000 de metri, și noi putem să coborăm în adâncime. Motiv pentru care, cu ajutorul unor prieteni, unor prieteni foarte buni, o asociație, Învață să înveți. Aici este vorba de Valeria Tivdă și Liviu Tătaru. Și cu concursul Societății Naționale a Sării au reușit să coborăm adâncimea la minus 208 metri în Sala Unirii. Acolo ne-au creat condiții, ne-au ridicat instalațiile electrice și... A fost complicat, de ce? Înălțimea sării este undeva la 50 și puțin de metri, lățimea sării este în jur de 32 de metri, ori amvergura aripii este 16-18 metri. Deci noi, practic, ne-am strecurat, ca să spun așa, printre ziduri. Ne-am dus la risc, în sensul că am plecat în salină cu paramotoarele după noi, cu presa după noi, fără să știm ce găsim acolo. Astăzi și a zis că vedem noi ce facem când ajungem. Era semi-întuneric, motiv pentru care am pus niște lumânări, pastile ca să centreze mijlocul salinei, să avem un ghidaj după care să zburăm. La viraje trebuia să fim foarte atenți, pentru că orice viraj derapat ar fi însemnat o lovire de pereții salinei și s-ar fi terminat foarte prost. Și am reușit să poluăm cel mai curat aer din Europa, dacă nu știți, la salina Stanic Prahova este cel, da? Și am scăpat de protestul Gretei Thunberg. Nu știu cum, pur și simplu. Dar nu asta este cea mai mare minune. Minunea este că am reușit să nu mă cer cu Adi o zi întreagă, fiind preocupat de ceea ce aveam de făcut. Dar stați așa, că v-am dat în 2009, la primul record, ați durat câteva secunde. Da. Iar acum, a doua oară... În circuit. Am putut să facem circuitul. De da. 20 și cât de minute? Nu a fost. Nu puteam să zburăm la nesfârșit de altfel. Noi ne-am oprit la 12 minute, dar puteam să zburăm la nesfârșit. Vreau ca cineva să ne poată dobărâ recordul, să zboare mai mult decât noi. Puteam să zburăm fără probleme limita unui rezervor de combustibil. Asta ar fi însemnat undeva între 2 și 3 ore de zbor. Am fi putut să facem lucrul ăsta, dar deja scopul a fost atins și nu mai avea niciun sens. Nu s-a mai gândit nimeni de-a lungul anilor, prin 2009 până în 2016, când ați făcut al doilea record, să facă... Vedeți, noi românii suntem buni la foarte multe lucruri, însă stăm destul de prost la imaginație și la inspirație. Teoria avem toți, practica ne omoară și noi am avut practică. Bine, nu mă refer de la noi din țară, români, mă refer așa, nu s-a mai găsit... Trebuie să și condiții, ai nevoie de o salină, ai nevoie de adâncime, ai nevoie de o deschidere suficientă cât să poți zbura. Ori, în afară de salina Slănic, probabil nu știu dacă mai există și un alt spațiu care atât de generos, care să ofere posibilitatea zborului. Și ce-a uitat eu, nu să spun, ai nevoie de deschiderea sufletului oamenilor care să ne și ajute. Da, bineînțeles. Că nu poți să te duci undeva să spui, știi, vreau să zbor la tine acasă și da, să exact. Deschidă ușa, să zică, vino și zboară. A fost foarte drăguț că... Da, și și-a asumat un risc alături de noi, pentru că dacă lucrurile s-ar fi terminat prost, evident o astfel de știre ar fi dezavantajat. Da, normal. Care a fost partea cea mai complicată? Întâi de toate să ne înțelegem între noi, să nu ne certăm. Dar vă știți de atâția ani. Tocmai. Dar eu sunt mai bun ca el. E ca o căsătorie, nu? Relația voastră. Da, cu ghilimele de rigor. N-aș vrea să divulgăm aici. Află ale noastre acasă. Da, ce mi este bine. Nu, ne referăm la faptul că n-am știut de foarte mult ani și este imposibil cumva să nu mai intrați în clinciuri, să ne zicem așa. Dar sunt clinciuri. Practic e imposibil, pentru că organizând de atâta timp, de fiecare dată apar tot felul de spețe și bineînțeles că discuțiile dintre noi sunt motivate și ne luptăm în motivații, nu în altceva. Și noi primul record făcut împreună, așa că nu e o problemă. Ceva. Nu mai spuneți ce avem. Recordul saltului cu parașuta în grup la Ploiești în 2009. În 2009, pe timpul eclipsei totale de soare, un grup de 18 parașutiști, 9 din partea Aeroclubului României, 9 din partea Serviciului Român de Informații. Cărora le mulțumim pentru sprijin. Le mulțumim pentru sprijin, pentru că am sărit în aeronavele lor. Da, atunci le mulțumim.
de la Brigada Antiteror. S-au făcut două lansări, o lansare chiar la începutul eclipsei și a doua lansare chiar în faza maximă de totalitate. A fost o lansare foarte ciudată, de ce? Ne-am sărit în plină noapte, după care, pe timpul căderii libere, apare inelul cu diamant și rămân perplex. Și după care văd lumina cum trece pe sub mine cu viteza luminii, pur și simplu, când se luminează totul și revine totul la viață. Am trecut în noapte și din nou în zi, la viteze amețitoare. A fost ceva fantastic. Dacă a rămas perplex, să știți că ar cădea cu 180 de km la oră, nu numai e și noi restul. Într-un final am deschis parașuta, am deschis evident parașuta în spațiu de siguranță și nici n-aș putea să spun altceva în direct. Da, bine, oricum, toată lumea se vede pe Facebook, să știi cum râzi la această afirmație, deci e ok. Așa, alt record împreună? Un coleg de-a lui și prieten de la Timișoara și-a dorit să facă o lansare de colecție de bijuterii și a făcut-o împreună la Brașov. De Adrian Haiduc, un designer de bijuterii, dacă ați auzit termenul până acum, designer. Avem designer pentru orice, știți, și culinar și așa mai departe, și de apartamente și de grădini. Avem inclusiv designer de bijuterii. Adrian Haiduc este unul dintre ei. Bun, de altfel, a emigrat în Statele Unite. Da, probabil. Și l-am sprijinit să-și facă o lansare de bijuterii, nu oricum, ci în avion. N-a fost cea mai grandioasă, n-a fost cea mai frumoasă, n-a fost cea mai așa, a fost cea mai înaltă lansare de bijuterii. Toți parașutiștii și-au pus bijuteriile la gât, pe degete, în urechi și așa mai departe. Doar parașutiștii femei? Nu! Eu sunt dintre femei. Nu, pentru bărbați, nu sunt bijuterii doar... Și în valoare de 4.000 de euro, cel puțin pentru fiecare om. Când am fost echipați cu parașută, combinezon și bijuterii, designerul aproape plângea și ne ruga totuși să venim la aerodrom. Da, cred și da. Eu. Și eu aș fi plâns. Și pe urmă a fost o problemă cu recuperarea bijuteriilor. Știți, parașutiștii nu sunt totdeauna de cea mai bună calitate. Mai ales eu. Și jos ne-a așteptat mass media să... Arătați bijuterii, da. Și a mai fost un record de data asta, n-a participat Adi, dar a participat cu sufletul alături de noi. E vorba de schimbarea de mileniu din 2000 în 2001. S-a făcut o lansare cu parașuta chiar la miezul nopții, când s-a făcut schimbarea de an, de secol și de mileniu. Un grup de 4 parașutiști. Am fost unul dintre cei 4. Ne-a prins schimbarea de mileniu în cădere liberă, fiind considerată de către Cartea Recordurilor cea mai lungă lansare cu parașuta din lume, din mileniu 2, cu aterizare în mileniu 3. Practic, peste 1000 de ani putem fi cel mult egalați. Da. Evident că nu este un record sportiv, deși suntem sportivi, nu este un record sportiv, este un record de Cartea Recordurilor. Dar cu toate astea, am pus o cărămidă la construirea brandului de țară. Da, clar, bineînțeles. Și vă felicităm pentru treaba asta. Bine, de fapt, ne gândeam la noi să ne afirmăm ulterior. Tot pentru afirmarea noastră am mai fost și în Franța, la Bassam. În 2008, asta nu știu. Așa, și cei drăguți că acolo am fost numai 324 de piloți de paramotor care am zburat în același timp. Tot brand de țară, dar nu știu de câte țări. Aici nu am participat, a participat Adi. Da, ulterior ne-am dus la Bassam în 2012 cu același scop. Să batem recordul mondial din 2009. S-a întâmplat să ne intersectăm cu campionatul mondial de fotbal. Pe departe, lucrurile s-au întâmplat cam așa. Stat până dimineața la televizor, foarte multe lăzi de bere, a doua zi, prea puțin piloți treziți. Motiv pentru care mai trebuiau vreo 20 de piloți ca să batem recordul. Și nu i-ați găsit? Nu am reușit să-i găsim. Ba, nu am reușit să-i trezim, noi am văzut. Bine, ei erau, dar nu erau absolut. Exact. Noi eram cam 100 în plus față de recordul precedent. Da. Avem motiv să... Nu știu, nu s-a mai organizat. Noi suntem de altfel buni prieteni cu Ludwig, cu organizatorul manifestației paramotoristice de la Bassam, unde de altfel nu este doar vorba de un record. Acolo se adună toată comunitatea mondială și apar toate noutățile pe piață. Și aici vorbim inclusiv de paramotoare electrice, de sisteme alternative de propulsie, de... Vorbim de tehnica de vârf, care... Apare în orice domeniu. Da. Bineînțeles, cei mai buni piloți din lume care
ne fac câte un show, nu ne lasă să ne plictisim. Dar aș vrea să vă rog să ne reîntoarcem în pământ. Lăsăm zborul pentru restul lumii, pentru noi păsări. Ne întoarcem în pământ acolo unde am făcut recordul. Aici, la noi în țară, nu? Da. Deci, spuneți că nu a mai încercat nimeni din 2016 și până acum să bată recordul vostru. Noi nu am aflat. Poate fi încercat, dar noi nu am aflat nicăieri. De asta, comunitatea noastră nu e foarte mare. Suntem undeva la 100 de piloți în toată țara. Nu suntem foarte mulți. Știm unii de alții, ne cunoaștem și la nivel personal. Ori este foarte greu să ai o astfel de informație și să o ții doar pentru tine. Să nu se audă. Deci, practic, ați fi aflat. Noi doi am reușit într-un final, nu știu cum, marea majoritate au aflat ulterior, after, după. Deci am făcut, dar nu înainte. Vreau să vă întreb eu ceva legat de cartea recordurilor. Cum ați ajuns la ei? Ei v-au găsit sau voi ați căutat? Din păcate, ca să spună cineva că ești bun, trebuie să ieși tu, să mergi tu, să le spui da. Pe de o parte. Dar o carte a recordurilor nu îți stăpânește toate recordurile din lume. Însă, în momentul în care anunți, trebuie să vii cu toate dovezile. Și ce înseamnă? Hârtii oficiale, mass media, presă scrisă, știri și, evident, o sumă de bani necesară omologării recordului. Și vă garantez că sumele nu sunt mici. Sunt convinsă. Așa este, n-are cum să, în primul rând, n-avea cum să vă omologheze pe gratis, că totuși, na, investesc și ei niște bani în treaba asta. Sunt o armată. Trebuie să recunosc că, totuși, Cartea Recordurilor România ne-a omologat gratis recordul și a fost foarte bun și este gratis. Pentru că ei ajută sportul, ajută oamenii, ajută, de ce să cer un ban, așa au spus românii, cum pot să spun, da, uite, el a, având dovezile, el a făcut un lucru bun. Felicitări nouă atunci. Sigur. Găsiți recordul.ro. Din păcate, omologhează doar recordurile naționale. Eu sper să se extindă, să-și extindă limitele și spre recorduri mondiale. O să mai ascultăm un pic de muzică și după o să intrăm în legătură telefonică directă cu Avram Iancu să vorbim despre titlul mondial pe care l-a primit acesta de la World Open Water Swimming Association. Rămâneți alături de noi la Da-na-na-na. Sau să facă cealaltă și își dorește să sară cu parașuta, merge la scufundări, merge la schimb, da, merge deci să face parașuta. Povestind, ne întreb și de copii? Să mă întrebi. Ce-o moștenie? Exact. O stilă, vezi cum ținea mea fi. Să fii un chirurg bun, cunoscându-te pe tine. Gabriel, eu plec. Aceasta este ea.
încheie jos odată, să mai te-o recepție, știe doar. Aia am mai văzut în locurile mele, facem o poză, facem o poză până vedea. Ok. Pe aia până în spatele ei. Da, nu, 13.40, nu ai treabă. Mai e până pleci? Sau... Nu, acum, dar stai să o fac cu a mea și nu cu al meu ca să mai desfaceți ăla. Dar puteți să luați loc, să fie mai elegant. Nu se întoarce Ține, trimit pe toate, da? Mi-a părut teribil de bine. Nu, dar așa. Multă bătă, o viață avem. Dar nu să ne bucurăm de toate chestii. Chestii, unde-i plecat? Mă salută cu Ioane, cred? Da. Aceasta și sper din suflet că nu l-am pierdut pe Avram Iancu, care era acum la telefon, dar iată că, da, se pare că l-am pierdut din păcate. O să mai fac o dată încă un telefon să vedem cine știe dacă... Cred că mă sună, ia să vedem dacă mă sună sau nu. Ia stați un pic să vedem. Alo? Haideți încă o dată.
Da, am avut dreptate. M-a sunat. Ia să vedem. M-auziți? Nu se aude. Deci, o să trebuiască să mai încerc o dată. Până reușesc să reiau legătura telefonică, spuneți-mi că eu știu că aveți copii. Da, Ionuț, tu ai un băiat și Adi, tu ai o fată. Copiii au moștenit ceva de la voi? Fata lui Adi a moștenit ceva de la mine, dar nu foarte mult. Și sigur, băiatul lui Ionuț a moștenit cei mai buni de la mine. S-a ocupat de sporturile aeronautice, de tir. Este un campion. Mihnea este fantastic, în sensul că a ajuns la frumoasa vârstă de 20 de ani, student anul 2 la științe de securitate, vorbitor de două limbi străine cu certificare internațională, multiplu campion național la tir și pe deasupra face și paraștism, fiind selectat pentru lotul național de tineret. Deci are toate perspectivele în sportul de performanță. Da. Fata mea, Ana Maria, 24 de ani, studentă la medicină, vorbește și ea două limbi străine, una certificată germană. În rest se distrează, are grijă de tot ce îi place să facă, să învețe și să descopere. Da, și copii minunat din ce... Dacă o să se... Nu am mai vorbit cu Mihnarită și am mai vorbit despre pasiunile lui și ce a reușit să facă, abia aștept să-l vorbim, o să vedem ce mai reușit și ce plan are. A crescut, e bărbat în toată regula, ultima dată când ai văzut era copil. Da, abia scătea două cuvinte. Da. Era emoționat tare. Haideți să vedem dacă de data asta avem noroc. Nu avem noroc, deci eu nu știu ce se întâmplă cu domnul Avram Iancu. De ce nu reușesc să iau legătura cu dânsul? Ia să vedem dacă de data aceasta... O fi intrat la apă, înnotând. Aude. Acum apare a fi busy. Ia să vedem. Mă auziți? Nu. Deci da, nu se poate. Nu știm ce se întâmplă. Din păcate nu reușim să vorbim astăzi cu dânsul. Încercăm. Că dânsul poate să vă sune în timp ce îl sunați. Da, dar nu, că dânsul a sunat mai devreme, dar se pare că da, nu a reușit. Oricum, dacă reușim să vorbim cu el o să fie foarte bine. Dacă nu, o să spunem noi acum că este... primul român care reușește să realizeze cea mai mare performanță din lume la notul în ape deschise. Este vorba despre performanța anului 2021, un premiu pe care a fost acordat de către cei de la Asociația celor care înoată în ape deschise. El de 8 ani tot înoată. A notat și în numere fără iar mă sună. Hai să vedem dacă reușim să vorbim cu dânsul sau nu. Auziți? Da, bună ziua! Cred că ați greșit numărul. Deci, da, era foarte interesant. Era o comandă Globo. Totul și cu totul, da, altceva. Venea pizza la noi aici, în studio, la Tananana, apoi așteptăm să avem ce să mâncăm după ce ieșim din emisie. Așa, spuneam despre dânsul că acesta este un titlu mondial pe care l-a primit. El a realizat foarte multe recorduri în ăștia 8 ani de când înoată în ape deschise. Este singurul care a notat toată Dunărea în 80 nu știu câte zile, 80 ceva de zile. Singurul care a notat 23 de kilometri invers, împotriva curentului, tot în Dunăre. Fără costum de neopren. Adică are niște performanțe din asta. Wow! Te uiți astea și... sunt nu performanțe de anduranță, sunt, e vorba de rezistență fizică, exact. E vorba de temperaturi scăzute. Și psihică, adică despre ce vorbim până să-ți cedeze... O rezistență la stres fantastică. Da, exact. Ce mai reușit să facă? Tot așa, a notat acum de ziua lui în sare numele râului, unde a notat tot așa în proapă din asta foarte ce rece. Ce frumos, să-ți petrezi. A fost la balaton el? Așa, da, el, la balaton, da. Deci, acum, este absolut incredibil ce reușește să facă. Și ce să mai spunem și faptul că este bibliotecar.
Și acum câțiva ani, când am vorbit cu el, când a reușit să nuată în Dunăre împotriva curentului, îmi spunea că această pasiune a lui a pornit de la cărți. De la faptul că el a citit foarte mult și s-a gândit că, da, pot să fac și eu ceva, să visez cu ochii deschiși. Și a visat cu ochii deschiși și a reușit până la urmă. Dar și noi la fel. Am citit, am văzut că alții au făcut niște recorduri, am văzut că alții apar undeva în istorie și am vrut să lăsăm și noi semnătura noastră undeva în istorie. Aș vrea să-i transmit ceva lui Iancu. Da. Întâi de toate, mă bucur că suntem în același club al recordmenilor mondiali, pe de-o parte. Și Iancu, vreau să-ți spun că ți-am trimis o cerere de prietenie pe Facebook și nu accept refuzuri. Da, nu cred că, cred că n-a văzut, mai ales că a fost și ziua lui, a și notat. Deja, sigur, o să accepte orice cerere de prietenie. Mai ales că am aflat 26 de kilometri a reușit să anot în Dunăre împotriva curentului fără costum de neopren. Și eu aș putea să fac lucrul ăsta, dar agăța de o barcă cu motor. Nu cred, la cât e de rece apa, eu știu. Nu, el vrea să zică că trage barca. Ah, am înțeles, da, iau. Nu m-am prins foarte repede. Da, din păcate cam asta este. Îl felicităm pe Avram Iancu pentru performanța pe care a obținut-o. Ne pare rău că nu a reușit să intre în legătură telefonică cu noi. O să mai încerc în edițiile următoare, pentru că sigur o să reușim și vreau să vorbesc cu... Până la urmă este un brand național și ar fi foarte interesant să se construiască așa, la nivel de țară, un glosar sau un dicționar al personalităților și cu siguranță și-ar găsi locul acolo. Da. Și dacă s-a gândit cineva la asta până acum. Și noi oricum îl respectăm pentru activitatea lui. Noi, sigur, nu suntem în stare să facem ce face el. Bine, nici nu vrem, dar... Eu aș vrea, dar nu pot. Eu nu pot nici atât despre ce vorbim. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani de zile în urmă, eram la Râșnov, era o competiție, raliu de coastă, am făcut o lansare cu parașuta demonstrativă și mă întâlnesc cu celebrul nostru, Titi Aur. Și Titea urmă treaba, urci cu mine mașina, zic, pentru să facem o tură demonstrativă. Îmi pare rău, zic, asta n-ai să vezi niciodată. Se trebuie și spune, nici eu n-aș urca cu tine în avion. Și până la urmă, e fiecare din leșnicele noastre. Există în toți o formă de nebunie, numai că este exprimată diferit. Uite aici, v-am să ajung la nebunia asta, voastră, să-i spunem așa, nebunie cu ghilimele de rigoare. Cum v-ați apucat de... Până să vorbim de noi doi aici, și că am vorbit de un alt recordman, aș mai vrea să vorbesc și de un coleg, Chiriac Dan. Și el are recorduri, mai multe recorduri. E și parașutist și are și el recorduri. Îl așteptăm aici să... A sărit din balonul cu aircal de la 1400 de... 10.400 de metri. Și are a stabilit recordul național de altitudine de lansare din balon. Recordul a fost deținut 40 de ani de general, nu cam 40 de ani aproximativ, de către generalul Baștan, care a sărit dintr-o aeronavă N-26 de la 10.000 de metri. Uh-huh. Și de după 40 de ani am reușit să prin Dan Chiriac să dobărăm acest record cu 400 de metri. Da, păi atunci ne așteptăm aici să ne spunem cum a fost și cum s-a pregătit pentru un asemenea sal. E o întreagă poveste, se merită. De asemenea, mai e Duță Marius Tot, parașutist, care a sărit din balon. Cu parapanta? Cu parapanta, nu cu parașuta. Deci fără cădere liberă, s-a deschis parapanta imediat. De la 11.500 pască, parcă. Da. Deci suntem mulți aviatori care am făcut niște recorduri. Și care, da, merită făcute cunoscute, să zicem așa. Să le primim într-o carte, cum ai spus tu, Ion. Din păcate, stăm destul de prost la capitolul imagine. Nu avem un marketing foarte dezvoltat. Pentru așa ceva ai nevoie și de resurse și de oameni. Noi suntem capabili să facem niște lucruri, însă segmentul ăsta ne cam lipsește. Mm-hmm. Din păcate. Da, din păcate ar trebui cineva să se ocupe de treaba asta. O asociație, de ce nu? Nici o asociație nu are, ca să spun așa, o pătrundere de distribuire, astfel încât să intre în fiecare cătun, în fiecare casă din fiecare cătun, să intre această informație. Mm-hmm. Nu putem să bucurăm chiar pe toți. Da, este și firesc să fie așa. Acum, vă rog, spune-mi tu, Adi, cum te-ai apucat de sat cu parașuta? Să le spunem ascultătorilor că tu, de altfel, ai fost și... Planurist, dar voiam să spun despre faptul că ai în
fără termenul, ai încercat... Parașute, am fost parașutist încercător la fabrica de parașute în București. Întâi m-a apucat de zbor că am stat și stau pe linia de decolare, aterizare avionelor către aeroportul Băneasa, partea de nord a București. Și văzând avioane, toată viața am zis, gata, mă fac aviator. Și te-ai ținut de cuvânt. Da, am avut norocul că a existat, deși lumea înjură, Partidul Comunist, care a organizat taberele de pe TAP și m-am dus în cadrul taberelor pe TAP, m-am apucat de planuist, după aceea am continuat activitatea în cadrul Aeroclubului României, căruia îi mulțumesc și care și în ziua de azi oferă gratuit tinerilor între 16 și 23 de ani activitate de zbor gratuită. Anul ăsta încă este deschisă lista, au început cursurile, dar copiii se pot duce acolo, tinerii. M-am apucat de planurism, după aceea de parașutism, văzând o fată în scum, adică ea e în stare să sară cu parașuta și eu nu, m-am apucat de parașutism. În 92 m-am dus la fabrica de parașute cu o parapantă și mi-am continuat activitatea profesională la ei, confecționând o parapantă și după aceea lucrând și la parașute. Am lucrat la ei, între timp m-am apucat și de zborul cu parapanta, zborul cu motor, parapanta cu motor, pentru că munții erau departe pentru mine, pentru un zbor cu parapanta cu motor, parapanta liberă. Și în continuare, scufundări, călărie, un pic pe munte cu colegul Dan Chiria, care a făcut și el recordul, și ne bucurăm de activități. Și nu, adică, nu s-a fost frică prima dată când ai scris cu parașuta? Cine spune că nu este frică, este inconștient. Este normal să ai o frică, aia ține, te ține în viață. Dacă n-ai frică, nu, nu există. Cine spune? Și ai de, mai ai? Îți mai este frică? Da, aia mă ține în viață. De dată, nu? Dar depinde, frică este teama de necunoscut. Și e normal să o ai. Se poate întâmpla oricând, orice. Și cu toate astea, da, faci asta. Îmi place. Nu e adrenalină. E chestia de să faci ceva și să-ți umple sufletul cu bucurie. Și chiar mă bucur că din 92 sunt și instructor. Am prima dată la parapantă, după aceea și la parașutism. Și am dat la mai mulți oameni posibilitatea să zboare. Am zburat inclusiv cu surdomuți, cu sindrom autist, cu persoane cu dizabilități locomotorii. Nu puteau merge, dar au zburat cu mine. Așa că e frumos. Felicitări pentru activitatea ta. Nu, a noastră, că noi facem împreună. Eu spun că am zburat eu, că eram cu ei acolo, dar singur n-aș putea. Ionuț? Că la despre tine făcea. Despre tine se uita. Exagerează, ca de fiecare dată. Dar de data asta, spre partea bună a lucrurilor. La mine începutul a fost puțin diferit. Știți că de obicei de la părinți se moștenesc multe lucruri, însă și de la părinții spirituali se moștenesc lucruri, deși nu se vorbește. Nașul meu de botez a fost un mare pilot supersonic, a ieșit la pensie cu peste 3000 de ore de zbor pe avion supersonic, cu peste 6000 de aterizări toate reușite, inclusiv una cu motor oprit, despre care am și scris și evenimentul a apărut și într-o carte de aviație. Vă dați seama, MIG-ul plutește puțin mai bine decât fierul de călcat și cu toate astea a reușit să-l aducă atât de bine jos încât după o reparație, în mai puțin de o lună, a fost redat avionul la zbor. De la 2 ani visez cădere liberă. Eu când am urcat prima oară în avion și am sărit, senzația de cădere liberă am recunoscut-o. Nu eram pentru prima dată acolo. Au venit, toate s-au legat. Cred că m-am născut cu toate ingredientele de care aveam nevoie ca să fac, am știut dintotdeauna ce fac, ce voi face și unde voi ajunge și lucrurile s-au întâmplat la milimetru, mi-am urmat și destinul la milimetru. Ești puțin oameni care au această șansă în viață să fie siguri că ceea ce fac este ceea ce lucru este, pentru aia au venit pe pământ să facă acel lucru. Unii oameni nu știu exact dacă... Trebuie doar să te uiți cu atenție în interiorul tău. Și să fii sincer cu tine. Dacă încerci să te minți singur, nu ajungi niciunde. Am să rog pe fiica mea să meargă să se uite în interiorul Vinteș al lui Ionuț Vinteș, că ea vrea să facă chirurg. Eu între timp o să mă duc la fabrica de sticlă la Tomești și să văd ce mai rămas din ea. Poate reușesc să obțin ceva transparent. Pentru că mai rămas puțin timp în discuția noastră de astăzi, o să vă rog să-mi spuneți care sunt planurile voastre. Viitor, pe partea de zbor,
cădere liberă și ce mai faceți voi, pentru că cam e timpul să mai auzim chestii noi de la voi. Așa cum mă gândesc bine, Adina a făcut câte un record la o diferență de 7 ani. Exact asta am calculat și eu. Deci teoretic anul ăsta s-ar împlini 7 ani de la recordul trecut. Atunci când s-au împlinit 7 ani de la primul record de zbor în Sălină. Cu aprobarea lui Adi, aș deconspira. Cum spun mulți, desconspira. Nu este greșit, deconspira. Dacă spunem ce fac, ce ne dorim să facem, poate să facă alții. Facem încă 1, 2, 3 recorduri, facem, dar recordurile la noi nu să nu fie depășite, ci să trezim interesul oamenilor să facă ceva mai bun ca noi. Deci noi vrem să facem ceva mai bun. Mai bun ce? Acum nu puteți să spuneți doar așa un pic. Trebuie să îmi dați un pic mai multe detalii. Un pic, ce poate să spună publicitarie, vizita care vrem să facem de zbor? La sfârșitul lui iunie, în Egipt, se vor deschide, va fi o fereastră de 3 zile de zbor deasupra piramidelor, două zboruri de zi, un zbor de noapte. Este un eveniment cu participare internațională, nu ajunge oricine, nu este acceptat oricine la acest eveniment. Noi avem privilegiul de a fi acceptați și am vrea să o facem. Este puțin costisitor, suntem în faza de discuții cu sponsori, să-i găsim și să discutăm cu ei. Noi le-am zis, suntem, vrem! Și acum să zic și dacă dacă suntem cu voi. Duc, dorit doresc, asta e problema, dar se și poate pentru că economia în pandemie a cam luat o raznă. Da, pentru că așa, deci... Însă o participare românească la evenimentul internațional de zbor deasupra piramidelor ar fi extraordinar. E și pentru noi ca piloți, dar și pentru imaginea noastră. Foarte mulți, foarte mulți văd piramidele pe interior. Prea puțin sunt, se încumetă să vadă piramidele de la verticală, să facă o fotografie chiar de deasupra piramidelor. Și vrem să zburăm și deasupra Nilului, să ne uităm la crocodili. Și ei la voi. Asta e ideea lui, eu nu împărtășesc că las să zboare singur. Pentru, de da, ce ei spun? Să se uită, oare nu vor să aterizeze pe aici? Motorul de zbor la paramotor e un motor relativ simplu. E un motor în doi timpi. Îl găsim în agricultură, pe motocositoare sau îl găsim pe scutere. În fine, cu mici modificări, evident. Însă se poate întâmpla să tacă. De altfel, am pățit de nenumărate ori. A fost o întâmplare cu Adia cu câțiva ani de zile. Unde am zburat? Adică la Comana, cred că. A trecut Neajlovul și i-a tăcut motorul. Și s-a trezit aterizat pe partea cealaltă. Evident, eu trebuia să îl ajut cumva. Motiv pentru care a trebuit să arunc canistra cu benzină peste Neajlov. Și a fost o întreagă nebunie. Până la urmă, s-a terminat prost. A trecut cu motorul în spate. În apă pe aruncat canistra, am pus benzină, m-am mai chinuit să-l pornesc, n-a reușit. Aveam și motorul acum îngreunat cu restul de benzină și a trebuit să-l iau în cărcă și mi-am adus aminte de ce au pierdut turcii în bătălia la Călugăreni. Să mai întâmplă la Basam să mi se oprească motorul în zbor. Mi s-a mai întâmplat deasupra comunei Giroc. Nu eram deasupra comunei, eram chiar la marginea comunei să mi se oprească motorul și să evit ultima casă să aterizez în curtea omului și să mă latre câinii. Deși este destul de periculos din anumite puncte de vedere. Ori dacă Adi dorește zborul deasupra Nilului care îi prinde crocodil și nu de... Nu te duci, nu e nicio problemă, îl susțin. Știți, ați văzut cum era schif la 8+1, când ăla 1 stabilește ritmul și spune, hai băieți că puteți. Fix așa. Deci doar atât puteți să-mi spuneți, doar de aici. Da, mai sunt și altele, dar acelea s-a ascunse, să zicem, poate să le facă altcineva, dar nu s-a gândit. Și atunci lăsăm să nu se gândească, să apărăm cu ele. Unde putem să urmărim, ca să nu pierdem, adică să nu aflăm după? Pe Facebook sau pe Instagram. Eu sunt vârstă, n-am Instagram. Vă rog pe domnul Ionuț. O să share-uiesc pe WhatsApp. Deci trebuie să stăm ochii în preță să aflăm când și ce faceți mai exact. Oricum, recordul la care s-a gândit Adi, el este inițiatorul. Este un record care nu se stabilește, nu este un simplu zbor pe care se realizăm într-un sfert de oră și este un record care se întinde pe durata unei perioade îndelungate de timp.
Deci probabil ne va trebui cam 3 luni de zile ca să punctăm toate taskurile și după care. Eu vă doresc mult succes atunci în realizarea tuturor planurilor pe care vi le-ați propus pentru acest an și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine la emisiunea Noi Ceilalți și la Tananana. Și vă aștept să veniți să ne povestiți cum a fost în Egipt și cum a fost cu record. Vă mulțumim mult pentru invitație și ne pare rău că s-a derutat, abia am reușit să ne încălzim, avem o grămadă de lucruri de spus. Vorbim data viitoare mai mult. Da, deci alături de mine în studio a fost Ionuț Rites și Ali Buzan. Mai este un pic de muzică și o să ne luăm la revedere. Acum doar Natalia Indru. Pare rău doar că cu telefonul ne-a cam luat. Gata, asta a fost, nu? Da. Putem să închid live-ul? Da, da. Adi. Băi, de ce putu-l ala? Să nu plecați, vă rog. O să spui ceva, te rog frumos, folosind cuvinte elegante. Mulțumesc că ai fost alături de mine. Alo, cu drag. Da. Ce Mulțumim frumos. Este o prima dată, încercăm și săptămâna viitoare, poate reușim. Dar acum, din păcate, este mai... S-a terminat emisiunea și mie îmi pare rău. Încercă de mai multe ori, dar nu știu...